liderii proiectului Roman, Capitala Tineretului, au fost primiți miercuri 18 octombrie de președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, pentru a discuta despre un eventual sprijin financiar de care are nevoie proiectul. Cu bucurie anunțăm că suntem în finală. Sunteți în finală, da? Capitala Tineretului în România. Aici e procesul. Alături de Brașov și Iași. Deci Neamț la nivel național prezent în tinerii. Din echipa de proiect fac parte de la tineri de liceu, la tineri de 35 de ani, care și-au arătat disponibilitatea de a participa la un demers ce inițial părea utopic. În principiu, pentru mine a fost o motivație faptul că sunt un elev și văd că tinerii, atât din Roman, că consider că și din județul Neamț, nu sunt conectați între ei, în primul rând, nu sunt conectați cu autoritățile locale, nu sunt conectați cu mediul de business și am spus că apare proiectul ăsta, Capitala Tineretului, și o ocazie perfectă să conectăm județul Neamț, în primul rând, pe urmă ca mai apoi să conectăm întreaga România, cum a venit la zona asta, care mulți dintre ei nu știu despre ea aproape mai nimic, nu știu ce tineri sunt aici, ce oportunități pot dezvolta tinerii respectiv și ce impact puternic putem avea asupra României. Și cred că e un lucru senzațional că ne-am implicat și că am ajuns în finală și eu îl văd cu mari șanse de câștig proiectul. În primul rând ne-am unit 12 ONG-uri pentru a crea structura fundamentală și reprezentanții noștri acoperă practic gama de vârstă la care se adresează programul, de la 15 la 35 de ani. Sunt elevii, așa, colegii noștri mai tineri, noi mai la limita superioară, așa, ca să organizăm cu experiență și cu cunoștințele noastre și încercăm... Determinarea și avântul lor, doar de experiența da, noastră. Da, exact. Deci trebuia să fie. Asta am zis să nu ignorăm și partea asta. Experiența cu entuziasmul și creativitatea tinerilor, zic că vor fi un rezultat foarte bun. Indiferent de rezultat, deja tinerii au câștigat. Președintele Consiliului Județean i-a asigurat pe tineri că vor avea întreg sprijinul său într-un proiect de mare valoare, menit să pună în evidență potențialul economic, administrativ, uman și turistic al Romanului și județului Neamț. Să fiți în finală, deja un câștig foarte mare. Dacă vă bateți cu Iașu și cu Brașovul, deja părerea mea că ați câștigat foarte mult. Foarte mult. Eu, din partea județului, să dea Dumnezeu să și câștigăm, vă susțin și vă sprijin cu tot ce aveți nevoie. Asta pentru că de asta să fiți convinși și să contați pe mine în proiectul ăsta, că voi sprijini cu tot ce trebuie de acest proiect. Roman, Capitala Tineretului, e un proiect de mare anvergură în care nimeni la început nu credea. Echipa de proiect, care a reunit reprezentanții a 13 ONG-uri, a avut ca termen limită de depunere a dosarului data de 8 octombrie. Orașul câștigător va fi anunțat în data de 10 noiembrie, în cadrul summitului tinerilor, ediția a treia,